Pentru foarte mulți dintre noi, Cernobâlul este un eveniment îndepărtat despre care știm așa una alta, eveniment ce a fost cumva readus în lumina reflectoarelor de celebrul serial cu același nume. Mă refer la serialul de pe HBO. Eu recunosc că știam destul de multe chestii despre Cernobâl pentru că aveam undeva la vreo 12 ani când ai mei mi-au povestit ce se întâmplase în acea seară oribilă de 26 aprilie 1986, dar nu m-am gândit vreodată că voi ajunge să vizitez Cernobâlul. Dragi prieteni, în acest vlog maraton, foarte lung, cred că cel mai lung de pe canalul meu, o să vă prezint tot ceea ce înseamnă Cernobâlul cu adevărat, o să aflați povestea exact așa cum s-a întâmplat ea și nu varianta dramatizată pe care am văzut-o și pe care am consumat-o până acum, veți vedea cât costă un asemenea tur, veți vedea toate lucrurile ce țin de logistică și cum se petrece o vizită mai mult sau mai puțin legală în acest loc care a schimbat planeta complet. Vă urez vizionare plăcută, așezați-vă frumos în scaune, în pat, în fotoliu, unde vreți voi și fiți atenți la tot ceea ce se întâmplă în acest video, pentru că din punctul meu de vedere este extrem de interesant și ne învață, sau mai bine spus, ne face să înțelegem mai bine tot ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică, pentru că la final vom putea trage concluzia că acest eveniment oribil, care ne-a marcat copilările, care ne-a marcat existența, care a marcat existența pe această planetă, acest eveniment a fost cauzat de o serie de alte mici evenimente ce s-au petrecut în lanț și era cât se poate de clar că rezultatul poate să fie doar acesta și anume explozia din acea seară. Vizionare plăcută! Bună dimineața, bună dimineața! Mie îmi plac foarte mult oamenii de cuvânt și astăzi îl avem aici pe domnul Salut. Montrei. Ce faci? Cu de care bun. M-am văzut anul trecut în ianuarie și atunci când ne-am văzut, el m-a întrebat: bă, mergem la Cernobâl? La Cernobâl? Și eu am zis: păi cum să nu, mergem. Și iată-ne frumos în drum spre Cernobâl. Vreau să întreb pe Montrei înainte să povestească foarte rapid cum a fost excursia din București până în Ucraina pe timp foarte, de pandemie. Foarte amuzantă, mă mir și eu că am ajuns pentru că e prima oară când am călătorit singur cu avionul și eram foarte speriat pentru că, ok, în România m-am descurcat cum am descurcat, dar știam că turcii nu sunt așa amabili. Am pus acolo niște întrebări, mai aveau puțin aia și mă trimiteau acasă, că de ce întreb eu așa ceva pe acolo. Am ajuns într-un final și prin Ucraina, m-au luat aia la întrebări ce dracu caut aici și într-un final am ajuns. Sincer, mai bine veneam cu mașina. Sincer. A avut un noroc foarte mare pentru că exact de aseară, de azi dimineață practic, ăștia au băgat și testul PCR pentru Ucraina. El a venit fix cu o zi înainte. Dacă venea astăzi, erau lucrurile mult mai complicate. Da. Deci, da, suntem acum în mașină. Am luat cel mai privat tur, chiar dacă nu putem compara, nu se poate spune cel mai privat, eu o să zic aici. Am luat cel mai șmecher tur pe care l-am găsit și printre singurele care erau available și în următoarele două sau trei videouri o să vedeți experiența noastră de aici, din Cernobâl, pe timp de lockdown, la final de martie, în condițiile în care băieții ne-au spus că o să fie foarte, foarte, foarte puțină lume pe acolo și exact asta ne dorem. Avem aici toți banii ca să plătim turul de asta. Asta e partea lui Montre, el a venit de acasă cu euro. Prezint imediat și băieții ghizii noștri. Acum face calculul pentru că eu am scos toți banii, dacă vă vine să credeți, i-am scos așa. Pentru că mi-am dat seama, eu aveam vreo 500 de euro cash de vreo 2 ani de zile. Nu știu, cred că am cheltuit din ei, am mai schimbat și până mi-am dat seama că am doar vreo 200 în rucsac acolo ascunși. Și am fost și am scos de la bancomat toată suma asta. Și acum face băiatul calculul să vadă exact cât înseamnă în hrivna, mă, așa se numește. Hrivna, nu? Hrivna se numesc astea. Am învățat și după 10 zile de stat în Kiev cum se numește moneda lor. Știam eu că lipsește ceva din combinația asta, afară sunt minus 2 grade acum și am luat o vodcă ca să fie bine. Exact acum am ajuns la punctul de control și uitați frumos aici, unde e mai tâncuțul, nu avem voie teoretic să filmăm zona de acolo, de o să mă întorc cu spatele ca să vă arăt așa una alta. Ne-a explicat toate regulile, ne-au spus tot, o să vă povestesc și eu puțin mai încolo. Băi, suntem foarte norocoși că nu e nici dracu pe aici, adică turul ăsta o să fie strict un tur privat.
Și în momentul de față ne-a zis omul că sunt undeva la vreo 8 persoane înscrise pentru astăzi, overall, ceea ce e superb. Yes. Would you like a bag? No. Thank you. Yeah, okay. Stăm-o. Gata, frate. Ne-am echipat. Mamă, ce bine cu căciula asta, e nebun. Am dat $6 pe ea, cei mai buni $6 investiți toată viața asta. So guys, before we start, I have to introduce to you Oleg, which is going to be our tour guide for today. You've been doing this, Oleg, since when? Since 2010. 2010, but how old are you? You look very young. 28. You're 28? Oh, very good, perfect. So now we're going to visit. This is our first stop for today. It's abandoned children camp, if translate, fairy tale. Or in Russian, it's сказочный. Eu nu v-am făcut așa o introducere la acest script, dar cred că e destul de self-explanatory. Astăzi vizităm sau trăim experiența Cernobâl, dezastru nuclear de pe 26 aprilie 1986. Cu toții probabil că ați văzut filmul Cernobâl făcut de cei de la HBO. Nebunia cu acest loc a explodat după film. Exact aceeași chestie care s-a întâmplat și cu Narcos în Columbia. Iar pentru astăzi, repet, am ales cel mai bun tur pe care l-am găsit pentru 2 zile. Am plătit destul de mult, vă spun de la început, care e costul, astfel încât să putem trage o linie la sfârșit să vedem dacă merită. Am dat 470 de euro de persoană. Inițial prețul era mai mare, am reușit cât de cât să negociem. Și eu am așteptări foarte, foarte mari de la această experiență și sper să fie cum trebuie. You go first, yeah? Well, looks like a dancing floor, but it's under the frozen stuff. Și acum foarte rapid o să vă spun cele 10 reguli. 10. Sau sunt vreo 5 ale venitului aici în Cernobâl. Regula numărul 1. Trebuie să ai 18 ani pentru a veni la Cernobâl. Regula numărul 2. Trebuie să vii cu un ghid autorizat, iar de anul trecut, din 2020, nu mai de ajuns să vii cu un ghid autorizat, trebuie să vii cu un ofițer ce are un permis special. De aceea suntem cu 2 persoane acum, cu Oleg și cu Timur, pe care o să vi-l prezint imediat. Timur are acea licență pentru că se dau foarte, foarte, foarte puține și Oleg o să-și o ia în curând. Regula numărul 3. Nu ai voie să mănânci nimic de pe aici, gen fructe, să atingi, să pui mâna pe grămadă de nebuni și să le bagi în gură. Și asta se înțelege de la sine de ce. Nu ai voie cu arme. Și chestia asta la fel cred că se înțelege de la sine de ce. Și nu ai voie să intri să vizitezi apartamente sau clădiri. Exact ceea ce facem noi acum. Nu este voie, regulată din 2012. Dar evident, noi am ales acest tur pentru că ne prezintă lucrurile mai puțin aprobate pe care ai voie să le faci. Să facem și tot surțuri aici. Altă regulă extrem de importantă, ai grijă pe unde mergi. Nu te uita așa ca un căscat, vezi pe unde te duci. Iar ultima regulă, nu posta azi ceea ce se întâmplă astăzi. Pentru că ei ne-au spus că se poate declar, băi, putem să fim o probleme, încercați și voi să postați la 3-4 zile după ce plecați de aici, pentru că, deoarece sunt puțini turiști în perioada asta, acolo la security control, îți verifică și conturile de social media să vadă pe unde ai fost. Ai venit aici în tur, te-a băgat în vreun loc ilegal, pa. Deci să nu postezi azi ce faci azi, ceea ce e la fel ok. De exemplu, asta este o sală de concerte.
Acolo e frumos scena, un fel de cămin cultural, cred că asta e scena. Și aici erau scaunele, unde stăteau, evident, unde stătea audiența. E foarte mare zona asta de excluziune, exclusion zone-ul, mi se îngheață fața, frate, mi îngheață fața de la frig. Are undeva la 4700 de kilometri pătrați, dintre care 2500 se află pe teritoriul Ucrainei și restul pe teritoriul Belarusului. Doar că teritoriul, parte de pe teritoriul Ucrainei este mai interesant deoarece ce s-au întâmplat toate lucrurile. Exploratul în acest video se va face în leiere, sau mai bine spus în cercuri concentrice. Noi acum ne aflăm cât mai departe, tabăra de copii pe care am vizitat-o se afla cumva la partea extremă, cât mai departe de centru, iar acum ne-am apropiat puțin, suntem într-un sat care a fost evacuat undeva pe 14 mai, la aproape cât? Aproape 3 săptămâni de la incident, pentru că și ei au început evident să evacueze pe oamenii care se aflau cât mai aproape de locul unde a fost reactorul 4, de locul unde a fost explozia. S-au folosit 1100 de autocare pentru a face evacuare, iar autocarele astea, dacă erau puse așa în coloană, atingeau undeva la 32 de kilometri. Și acum o să intrăm prin casele astea de pe aici. Ia să vedem. Mamă. Deci imaginați-vă toți oamenii care stăteau aici și care își vedeau de viețile. Uitați-vă cum a rămas locul. Se vede că plecarea a fost așa extrem de rapidă, deși au avut timp. Au avut 3 săptămâni. Evident că sunt foarte mulți care nu au fost de acord cu treaba asta și care nu au vrut să plece. Vedeți aici geci, totul păstrat. Respectăm regulile și nu atingem absolut nimic. Pentru că așa e ok. Să fim respectoși. Trebuie neapărat să băgăm vodka aia pentru că mă sparge frigul. Evident că am primit și... Bă, ce mă enervează iarna, frate, trebuie să ai multe haine, trebuie să ai... E stresant. Unde e, mă? Am primit și dozimetrul care va spune câte radiații am încasat noi aici până mâine. O să facem un calcul la final să vedem exact cum stau lucrurile. We're talking now. I was asking Oleg how many people did they visit Chernobyl in 2019 and you said 120,000 in 1 year. In 1 year. It was like in a true Disneyland. But this has to do with the series from Chernobyl, I think. No, that also increased very much the request. Times. After Chernobyl series, the number of the tourists rise to 2 or 3 times. Like, I have the graphic, like where you can see like the spikes. Like, specs, yeah, the jump, yeah. Ce trebuie să știți? În primul rând faptul că mama lui Oleg a lucrat exact aici la Chernobyl, dar evident după evenimentele din acea noapte de vineri spre sâmbătă, și l-am întrebat de serial, să vorbim puțin despre serial, și mi-a zis că se poate declara că, domne, după ce a fost serialul publicat, numărul de turiști aici s-a triplat. În 2018 au fost 40.000 de oameni care au venit, în 2019 au fost 120.000 de oameni care au venit să vadă aici, și foarte mulți dintre ei au venit cu diverse mituri pe care le-au văzut în serial, în sensul că s-a vândut foarte mult imaginea că, domne, inginerii de acolo au greșit. Când în realitate mi-a explicat foarte clar că reactorul la bază era gândit greșit și avea peste 30 de greșeli. Acum, de ce s-a întâmplat chestia asta? Pentru că filozofia, așa cum am spus și vlogurile anterioare, de ideologie între Est și partea vestică a fost ceva de genul, dom'le, trebuie să fim mai buni decât americanii, trebuie să fim mai buni decât vestul, iar asta nu contează, nu înseamnă că nu putem să stăm niște reguli. În sensul că ei au predat un produs stricat, produsul respectiv, reactorul numărul 4, a fost un produs care a fost făcut așa super rapid la Futui sau Armaua, cu un herup de bumbeș levezen de ăsta, caracteristic zonei acesteia, și evident că inginerii respectivi au trebuit să respecte niște reguli care din start erau gândite greșit. Ce s-a întâmplat? Înainte de a se merge la tribunal, când au fost judecați, KGB-ul a schimbat regulile pe baza căruia
pe baza cărora funcționa reactorul. Adică, gândiți-vă așa, tu te duci frumos acolo, lucrezi la reactor și trebuie să respecti niște reguli. Se întâmplă nebunia pentru că tu ai respectat regulile respective, după care vei fi audiat, iar cu o zi înainte de acele audieri, regulile au fost schimbate și au fost antedatate, ca și cum inginerii respectivi nu au ținut cont de regulile ce erau scrise, când ele erau scrise greșit de la început. Nu erau neapărat scrise greșit, erau scrise ca o literă de lege și trebuiau respectate, deoarece așa mergeau lucrurile în fosta Uniune Sovietică. Trebuia să respecti, după care puteai să comentezi. În serial este prezentat faptul că, domne, inginerii erau foarte incompetenți, că Diatlov era un monstru din ăsta foarte nasol și mi-ai spus că se poate de car, Oleg, că nu, el nu era un monstru, era un specialist venit din Rusia, un om extrem de bine pregătit și lucra pe submarine și care cunoștea foarte bine tot ceea ce se întâmplă cu energia nucleară. Este ca și cum tu iei cel mai bun pilot din lume și pui la bord unui avion care are foarte, foarte, foarte multe probleme. Eventual, în momentul în care oamenii vor merge cu acel avion și vor zbura de 1000 de ori, sunt șanse foarte mari ca într-unul dintre acele 1000 de zboruri avionul să cedeze. Cam aceeași chestie s-a întâmplat și aici. The sign of the Chernobyl that when in 1970 here starts built a nuclear power plant. After a few years, the government built here this sign. You see that it's combined nuclear energy, Soviet Union, everything, and the river, because the Chernobyl town is based on the river Pripyat. The name Pripyat, it's the name of the river, first of all. Nu v-am spus faptul că ne-au dat niște, cum le zicem ăla astea? Contoare Geiger din astea și limita acceptată pentru Ucraina este undeva la 0,30 sau limita normală, maxim acceptat, acum suntem la 0,16, iar limita asta depinde și ține foarte mult de nivelul de dezvoltare și de calitatea vieții în țara respectivă. În Germania undeva la 0,25, în sudul Africii, în sudul Indiei, undeva pe la 0,50-0,60. Iar acum mergem, teoretic nu am voie să filmez chestia asta, mergem să vizităm acest cooling tower, care este cumva off-limits și Oleg ne-a spus, băi, aveți grijă cum filmați pe aici, așadar o să fim puțin mai atenți. Oleg s-a dus frumos acolo la înaintare, astfel încât se verifice ele scout-ul și noi mergem când ne face el semn. Part of the exclusion zone, there are normal levels, but now you see that we are now more close to the nuclear power plant and here's the level starts goes higher and higher. Higher, yeah. But how does it looks like the hot spot? Wow, now it's 150. 200. 300. 3 microsieverts. Ați văzut, aici avem undeva la 11-12 de aia, microsievers sau cum le spune, în condiții în care a acceptat un țare undeva la 0,30. Deci dacă stăm foarte mult în zona asta, nu e chiar indicated. Deci uitați, tuburile astea aici sunt tuburile prin care curgea apa care răcea reactoarele, iar acolo sus sunt radiatoarele. Mamă, deci vreau, mă gândesc doar la zgomotul care era aici, în mod normal. Și cum s-auzea. Acest reactor, acest cooling tower are undeva la 110-120 de metri și încă nu este complet. Mai lipsea undeva la vreo 50 de metri, vedeți că se vede acolo sus că încă se construia. Și de-aia Oleg ne-a rugat frumos să avem grijă cum filmăm aici și suntem atenți, e ok. Uite, de exemplu, mi-a zis Oleg să număr pe mușchiul ăsta care e crescut aici, pentru că ăsta e extrem de bun la absorbi radiațiile și de-aia trebuie avut grijă și mergi doar pe zona asta. Mamă, chiar simt că facem ceva ce n-ar fi trebuit să facem. Să știți că reactoarele de aici, de la Chernobyl, erau pe locul 3 în lume la eficiență. Era unul din Franța, nu, ăla de la Fukushima pe locul 1, pe locul 2 unul din Franța și pe locul 3 acesta din Chernobyl. Uitați cât de mișto este aici grafitiul ăsta. Da, mă, și totul este foarte mare, îți dă senzație așa de loc mare, mare, mare e tot. Și asta e bine.
Exact acum am ajuns la reactorul cu numărul 4, care este ascuns acolo în acel sarcofag, pentru că după dezastrul din 1986, la 6 luni după, s-a creat un sarcofag care s-a pus peste, iar în 2016 s-a făcut cel de-al doilea. Și asta este singura chestie pe care avem voie să o filmăm. Mai sunt niște clădiri stânga și în dreapta, vedeți acolo în partea limită a camerei și teoretic nu ai voie să filmezi treaba aia, dar sarcofagul se poate, îl vedeți acolo. Deci suntem exact la 100 de metri de reactorul 4 care a creat cel mai mare dezastru nuclear din istoria planetei. L-am întrebat pe Oleg dacă e mai mare decât ăla de la Fukushima și mi-a zis că da, asta a fost mai mare acolo la Fukushima, au fost niște probleme, au fost niște failuri, dar în niciun caz catastrofa care s-a petrecut aici. Years ago. So this was, deci așa arăta acum 30 de ani. Ok. Și așa arată acum. This was exactly 30 years ago. In 1986. Ah, 1936. Now it's 35 years actually, no? No, it's more 35. No, 4. Yeah, 2021. It's 35 30? Years old. Yeah. Sorry, yeah, 35, yeah. Yeah, time flies. Yeah. And you see the monument. Mm-hmm. Parts of the nuclear fuel, okay. These biorobots, modern, it was a 3,828 soldiers used it for the cleaning. Just of the roof, just of the roof. Only just of the roof, here and here. And they use only the shovels to do this, and the time period, how much time they was they were allowed to stay there. There sometimes was this, not more than 30 seconds. They can get with the shovel, get some part, and throwing it back to the reactor. Oh, so this is why they were needed many people, because everyone they were working in shifts. Yes, 30 seconds, 1 minute, and then another one. From high radiation levels, there are only one thing how you can protect yourself, the time. You can wear a lead suit, can protect yourself by using the masks, everything like this, but it doesn't matter. Yeah, it doesn't matter. When the levels of radiation on the roof was at near 10,000 Rengen, it's like 100 zeverts per hour. Okay. You have only chance like to take something by the shovel, throw it, this part of graphite, nuclear fuel, back to the destroyed reactor. And then just get out. Yeah. Atenție aici, dacă acceptai să vii să lucrezi aici pentru foarte, foarte puțin timp, primai 600 de ruble, în condițiile în care un salariu era undeva la 180 de ruble. Deci oamenii veneau, se duceau acolo o singură dată și primeau salariu pe 3 luni de zile, dacă vine să crezi așa ceva. Și acum vreo 3-4 ani de zile s-a făcut o statistică și din toți oamenii care au lucrat aici, doar 300 au fost cei care nu s-au îmbolnăvit și care și-au dus viețile la bun sfârșit. Dar totuși oamenii, pentru că trăiau în sărăcie și pentru că era foarte nasol, au zis: "Bă, ce dracu, ne batem cu un inamic invizibil, pana mea, pot să stau acolo câteva minute și să iau un super, super salariu." Chestie dureroasă. Well, the water closet. Exact acum am intrat în Pripyat. Și domnul Oleg mi-a zis că ne aflăm pe Lenin Avenue. Toată viața mi-am dorit să merg și eu pe strada lui Lenin și aici suntem. Imaginează-ți următoarea situație. Ne aflăm undeva prin 1980-1983 și tu ești desemnat de partid să lucrezi la centrala din Cernobâl. Ceea ce înseamnă că vei locui aici, în orașul pe care tocmai începe să-l vizităm, și anume Pripyat. Media de vârstă a oamenilor care locuiau aici era undeva la 26 de ani, era printre cele mai bune locuri de trăit din întreaga Uniune Sovietică, pentru că, după cum bine știți, energia nucleară reprezenta o prioritate și rușii, sau bine, sovieticii, băgau foarte, foarte, foarte mulți bani în aceste locuri, astfel încât să le facă cât mai high quality cu putință. Orașul a început construcția mai prin 1970 și a avut o viață foarte scurtă, doar până în 1986. Dar dacă veneai și dacă trăiai aici, înseamnă că erai boss, sau cel puțin asta credeai, că erai boss, pentru că poți să întâmpla nebunia și a trebuit să fii evacuat. Și pentru că media de vârstă era
foarte, foarte, foarte scăzută, ceea ce înseamnă că oamenii erau tineri, ce făceau oamenii? Veneau la cinematograf. Iar acesta este cinematograful care se numește Prometheus, deoarece sovieticii au construit aici o statuie foarte puternică. Știți că Prometheus este zeul focului și, evident, l-au preluat și l-au transformat într-un fel de zeul energiei nucleare, ceea ce e puțin de creepy, dar ceea ce e puțin creepy, dar merge. Oleg, să nu vorbim foarte tare pe aici, pentru că nu trebuie să facem zgomot. Acum suntem înăuntrul școlii de muzică și s-a uitat de vreo 5 ori înainte să intrăm, că teoretic nu este off-limits zona cum ar veni. Asta chiar că e absolut ireal cum arată. Uitați-vă și voi cât de tare poate să fie. Băi, deci locul ăsta e demențial, adică îți dai seama că timpul s-a oprit în loc, exact așa simți aici. Foarte tare. Foarte tare este că, deși acest oraș a fost practic părăsit din 1986, au fost câteva clădiri aici care au fost funcționale până prin 1998, dacă vine să credeți, pentru că evident erau oamenii care trebuiau să facă curățenie, care trebuiau să decontamineze locul și le trebuia un fel de headquarters. Pe lângă treaba asta, înainte sau în timpul construcției primului sarcofag, a fost o fază foarte tare, este că ei au început să curețe, să decontamineze orașul, de 3 ori au încercat. Și de fiecare dată a fost fără succes. De ce? Pentru că radiațiile care se ridicau din locul unde a fost explozia, ce a rămas din reactor, practic, ce s-a întâmplat? Vântul a venit și a împins radiația aia, le-a împrăștiat peste tot și au ajuns până aici. Deci, practic, radiațiile veneau, oamenii treceau pe aici, făceau curățenie, decontamineau locul, după care radiațiile veneau încă o dată. Și cum și-au dat seama că, bă, poate ar fi mai bine să facem această curățare în momentul, această curățenie, în momentul în care deja sarcofagul a fost construit. Au terminat sarcofagul și de-abia atunci au făcut câte 2-3 curățenii de-a lungul aproape 10 ani de zile și alea s-au dovedit a fi eficiente. Especially from the regional head office, communist office, or maybe more higher. Am intrat acum într-un supermarket care se numea Universam. Și vedeți, este foarte similar cu ceea ce avem noi aici, la fel cu ceea ce avem noi în zilele noastre. Trebuie să avem foarte mult grijă pe aici la gheață, uite-l pe cățelul ăla. Vine mă încoa! Vine mă încoace, prostănacule! Vine mă încoace! Prostănacule! Prostănacule! Da. Ăsta e practic cora lor, așa arăta cora.
Da, mă, deci Pripyat era un oraș din ăsta cam cum sunt orașele de la DMZ din Coreea de Nord. Sunt orașe făcute care să impresioneze cultura vestică, să zică uite cât de bine trăim, uite ce viață mișto avem noi. Noi nu suntem săraci, voi credeți că suntem săraci, dar noi nu suntem săraci. Și de aceea, pentru că aici veneau foarte mulți oameni de știință, acei oameni de știință când veneau, când se întorceau acasă în țărău, trebuia să zică, bă, frate, se trăiește bine, nu aștept, măi, nebun, Uniunea Sovietică e casă, rupe în două. Că ție ești aici... Ăștia sunt pe ței de radioactiv, frate, uite aici, bă, râților, brutalilor. Și exact acum am ajuns la locul pe care îl căutam. Vreți acolo frumos roata și aici o să dezvirginăm sticla asta. Dacă pot eu să o fac singur, că aici trebuie să gustăm din vodculiță. Ia să vedem, frate. Gata. Am desfăcut-o. Băi, am ajuns aici. V-am promis că o să venim să vedem acest loc. Și acum să luăm o gură frumos din... vodculița asta. Sunt cu, foarte, foarte, foarte curios să văd cum e. Miroase strong, de tot, foarte strong. Oh. Și e strong, eu nu sunt un băutor de vodcă. Eu nu mai sunt un băutor de alcool de ceva timp. Avem aici în spate frumos The Ferris Wheel, cred că este cel mai emblematic loc pentru pentru Pripyat și pentru Chernobyl. Deci Montri trebuie să facă poza de thumbnail și trebuie să-și lase geaca undeva și face că ia să verific aici, așa verifică cu aia. Can I put them down for one second or something? What? He wants to undress for the photo. He wants to take the photo completely naked. Deci eu m-am făcut lent, frate, de la asta. Deci dați-vă puțin, asta este caruselul. Ce carusel? Da, mă, da, carusel, nu, o merry-go-round, da. Okay. The first thing, like, imagine that the radioactive particles, it's the same like in the dust. Păi explic acolo chestii ce pe mine nu mă interesează foarte mult. Pe mine mă interesează să mă bucur de vodka asta. Deci n-am băut mult din ea, dar te leșină, frate. Deci te leșină. Uitați-vă aici, de exemplu, astea sunt... Ce sunt astea, boss? Astea sunt bărci de-alea. Deci de aici vine aia cu să ne dăm un bărci. Bă, acum nu vă luați după mine, deci dacă vreți să vedeți un video mai serios despre ceea ce s-a întâmplat aici cu informații, să spunem mai accurate din punct de vedere istoric, vedeți că în România cred că cel mai bun video e făcut de la băieții simpatici, băieții simpatici. Uite la mine, auzi-mă, v-am făcut amândoi băieți, la cei de la Everyday Holiday, deci uite-vă la clipul așa să vedeți acolo, nu să-l vedeți pe backpack cu alcoolul în mână prin Pripyat, că nu e frumos. Hai să mergem acum, mă mănâncă nasul. Cred că COVID-ul pe care l-am luat de aici, din Rusia, cred că din Rusia, auzi, din Ucraina, mamă, deci sunt spart, știți cum sunt spart. Haideți să mergem, să vedem exact cum stă astea de aici. Ideea este că nu avem voie să ne suim în ele, pentru că, sincer să fiu, n-aș avea niciun fel de problemă să mă cațări pe chestia asta aici sus. Chiar mi s-ar fi părut interesant. Din păcate, nu e voie. Adică turul ăsta pe care nu l-am făcut acum este un tur care ne oferă foarte, foarte, foarte multe libertăți, doar că evident că în continuare sunt niște restricții pe care, atenție, eu vreau să le respect, nu neapărat pentru mine, că mie, eu n-am ce să pățesc, eu plec de aici și nu mă știe nici dracu de mine, dar pentru Oleg, asta e important, pentru că, pe urmă, oamenii o să știe, mai ales azi, o să știe, bă, frate, cine a fost aici? A fost unul cu doi români nebuni, știi? Și să încercăm să fim cât mai respectoși, oricum, foarte... E impozantă structura asta, chiar este o structură impozantă. Are 18 metri diametru. Cum e bă natura umană, bă. Cum e bă natura umană. Să fii cât mai șmecher, să fii cât mai puternic, cât mai rapid, indiferent de sacrificiile pe care le faci, să distrugi pe cât posibil, nu te interesează chestii legate de safety, să construiești tu cel mai tare ca să poți să te bați cu alții. Orgolii, boss, orgolii. Bă, deci pentru noi nu e mare lucru să vedem clădiri de genul ăsta, pentru că astea sunt clădirile normale, așa arată blocurile în România, în București. Da. Eu mă gândesc la... Nu e așa? Da. Exact așa sunt. Eu mă gândesc la impactul pe care îl are un tur de genul ăsta pentru unul care vine din America, că la ei nu sunt așa, nu există. Pentru ei este absolut demențial. Eu acum mergeam și deși sunt printre clădirile astea care sunt părăsite, mie instinctiv nu mi se părea nimic ca dubios. Adică ziceam, da, mă. Am intrat în București, în blocuri care sunt mult mai dezafectate și mult mai nașpa ca astea de aici. Cel puțin ca astea sunt într-o stare foarte bună față de ce am văzut și ce am vizitat în București.
Da. În centrul orașului. În centru? Da. Ha. Adică nu la periferie. Nu în Ferentari. Deci acum suntem într-o grădiniță. Pe fiecare district de aici erau câte 3 grădinițe, ceea ce înseamnă că aveam 15 grădinițe și pe fiecare district la fel aveam câte o școală. Și acum Montri vrea să-mi aducă să-mi arată o păpușă din aia gonflabilă. Are el o fantezie cu păpușile. Da, pe acolo? A, clar, ne-am pierdut. Acum nu mai știu unde vine de aici, ești nebun. Unde mă duci, frate? Acolo un ursuleț. Ia uiteți. Niște vălăpioare. Și o să pun iar mânacă, dacă tot am pus. Bă, dar nu stai că trebuie să tragi de ea, frate. Păi nu, efectiv după ușa asta sunt tale. Păi da, să zic că trebuie să tragi de ea, cred. Nu, nu merge. Iar am pus, iar am pus. Ba, mă, da, ți-am zis. A, ia stai așa. Și mi-am dat seama ce caută. Caută păpușile care sunt emblematice pentru zone de acest gen. Asta de plastic, mă, nu? Da. Ce înseamnă, frate, când se duce unul și face o poză la ceva și o pune pe aia sau o pune niște videouri, se viralizează chestia aia și vin într-un loc și asociez locul respectiv cu păpușile, știi? Și sperăm doar că nu luăm nimic până la parte. Capete de păpuși, mâini, picioare. Și aici cred că am găsit un ziar sau un caiet vechi de ceva vreme. Și acum începem cățăratul a 16 etaje, astfel încât să încercăm să prindem un apus de soare epic. Faza este că trebuie să fim foarte atenți pentru că pe aici ăștia care se ocupă de pasă de multe ori instalează senzori și atunci când instalează senzori de mișcare, mi se pare complet stupid să instalezi senzori de mișcare aici, se sesizează și vin oamenii. Să spunem că nu e cazul acum. Și noi suntem acum la ultimul etaj, etajul cu numărul 16. O să fie foarte tare apusul de soare. Sper să ne putem să mai stăm, că e frig, frate. Ne-a spart frigul în două aici, nemul. În 2011, când Ianukovici era președintele Ucrainei, iar Medvedev președintele Rusiei, Medvedev sau Medvedov? Știu că unul dintre cuvintele astea două înseamnă urs. În fine, Medvedev, președintele Rusiei, a venit aici la Cernobâl pentru a comemora evenimentele catastrofale pe 26 aprilie 1986 și în spiritul autentic sovietic, autoritățile Ucrainei de aici s-au decis să construiască un monument pe care le puteți vedea acolo, o să merge imediat. Faza interesantă e că aici erau numai case, au fost dărâmate pentru
a face acest setup ce avea ca menire să, nu știu, să întâmpine sosirea marelui președinte rus. Aici este îngerul care se spune că a adus blestemul catastrofei asupra oamenilor de aici, de la Cernobâl. Dragi prieteni, astăzi ne continuăm aventura. Ce faci, mă, urâtule? Astăzi ne continuăm aventura pe aici. Uitați-vă și pe Montrei. Cum ești, boss? Ești bine? Da. Da, cum ai dormit? Bine. Un jumătate hotel cald, un jumătate hotel gheață. Da, dar am supraviețuit asta. Da, da. Mașina e aici, băieții sunt pregătiți. Nu știu exact ce o să vedem azi, ne-au făcut un plan. Dar sperăm că o să fie cel puțin la fel de interesant ca ieri. Dragi tovarăși, momentul pe care îl așteptam, momentul pe care mi-l doream foarte mult când am știut că o să vin aici la Cernobâl, singura statuie în viață, singura statuie existentă în momentul de față, ce îl înfățișează pe domnul Lenin. În caz că nu știați, din 2015, după ce Putin a anexat Crimea, aici s-a început o politică foarte agresivă pentru pentru a scoate comunismul în afara legii, dragi prieteni, și în momentul de față nu e voie să vii sau să faci propagandă comunistă, Partidul Comunist a fost scos în afara legii, toate statuile ce îl înfățișează pe domnul Lenin au fost dărâmate, mai puțin asta, deoarece Cernobâlul este perceput, este gândit ca un oraș, de fapt ca o țară într-o altă țară, și de-aia au zis că, domne, ar fi bine să lăsăm statuia asta aici. Altă chestie interesantă, toate satele, toate locurile ce aveau nume comuniste au avut un deadline, i s-a spus aveți 2 luni ca să vă schimbați numele. Dacă nu vă schimbați numele în 2 luni de zile, o să vi-l schimbăm noi. Dar suntem aici la statuia domnului Lenin, ce poți să vrei mai mult, frate? Să vii la Cernobâl, să vezi statuia lui Lenin. Deci, mai sovietic de atât nu se poate, nu? A treia oprire de astăzi se află la această biserică ce a fost construită la 1876 și care a trecut prin războiul civil de la 1918 sau 1916, după care a trecut peste nebunia pe care o aveau comuniștii cu dereligizarea, știu că nu se spune corect, așa dau să zic eu, țării, în sensul că, după cum foarte bine știți, pe timpul comuniștilor, religia era interzisă sau era nerecunoscută sau era folosită ca aparat de manipulare, chestii care se întâmplă și acum, iar această biserică a trecut și peste dezastru de la Cernobâl, nu este abandonată, este o biserică ce încă este deschisă, sunt aici acele babușca ce vin în fiecare duminică și nu e nimeni pe aici, deci în afară de noi nu este absolut nimeni. Și deși nu sunt eu un mare fan al bisericilor, atât timp cât o biserică are o poveste interesantă în spatele ei, băi, merge. Și se vede că e foarte veche, e interesant. De astăzi au început și ăștia să dea cumva deny la tururile prin Cernobâl. Deci cred că eu și cu Montre am avut cea mai mare noroc, cred că suntem pe ultimul tur posibil pe această perioadă a anului. Это кто-то из сталкеров, видимо, понял, придумал что. Military base. Nu știu dacă mai țineți minte, dar am făcut eu un vlog în Polonia anul trecut, în care am fost și am mâncat la un milk bar. Asta era o cantină ex-sovietică. E, astăzi o să facem o chestie și mai tare, și anume o să mâncăm într-o cantină și mai sovietică decât aia pe care am văzut-o, pentru că era cumva cosmetizată să arate așa, sau mai bine spus, conservată, dar adusă la standardele actuale. Ideea este că noi acum ne aflăm exact lângă reactorul 4 și mergem să mâncăm la cantina la care mănâncă muncitorii de aici. Oleg, so this canteen is the place where the workers from the power plants go to eat. Yeah, it's one of the canteen which services the workers of the nuclear power plant where they can lunch, because the power plant, it's like a huge factory with a lot of personnel, and that's why this canteen is looks like a automatic machine too. When we enter inside, you'll see that everything here is organized like to make this time
Shorter. Ah, ok. Very efficient. Yeah, very efficient. Deci, haide să vedem. Asta este clădirea. Montrei se află puțin acolo în spate. Puțin mai în spate, adică nu că puțin acolo în spate. Și haide să vedem. Sunt foarte curios să văd dacă o să ne ceară mască. Nu cred că se... Sau, da? Da, cred că trebuie să punem mască. Haideți să vă arăt că mi-am luat o nouă mască. Întrucât să n-avem probleme. Și uitați cât de mișto te bagi în ăsta, astfel încât să te verifice dacă ai somnul radiații. Hold this for a second, please. Yes. Deci asta cum se face? Îl iei cu minile aici. Ok, clean. It's ok? Clean. Yes. Și acum sunt curat, ceea ce înseamnă că pot să intru. E astfel încât să verifice că nu sunt, că nu ești radiat, că n-ai niciun fel de probleme. Radiat sau iradiat, mă, că nu ești iradiat. Iradiat. Bă, deci în fiecare vlog pe care l-am făcut acum am avut o problemă cu cuvinte. Nu, mă, e radiat, nu radiat. Radiat radiază mașina. Evident. Trebuie să ne spălăm și pe mâini. De obicei m-am mutat. Zici că au făcut bine pe mine, frate. Așa fac de fiecare dată. These are settings. Так приезжают туристов. Да, было бы столько туристов, так приезжают. Mi-a zis Oleg să nu le filmăm pe doamnele astea de aici, căci că nu ar fi voie sau este împotriva regulamentului interior și o să încercăm să respectăm. Ce sunt eu foarte curios să aflu acum? Cât costă, în mod normal, un meniu de genul ăsta? Oleg, do you have a, like an estimate of how much would a meal like this? Ah, no, I wanted to ask how much does it cost, but normally you don't know because this is being paid, like the workers don't have to pay to eat here, I assume, no? No, the workers, no, they have approximately, like the one meal for the workers, it's cost... I can set in dollars, yeah? Yeah, yeah. I think it's like more close to $7, but it is for the workers. Their meal is more simple than Gabi tourists. And this money, this payment for the meal for the workers, it's compensated from their the organizations. Yeah. Organization. They have a special cards. Every month to these cards the organization pay the money and they use these cards like checking that they have like 30 meals for or 24 meals for the month and they can use these 24 meals here like put the card there and check that they got a meal. Da, deci ați auzit undeva la $7 costă să mănânce ei, doar că evident că ăsta este un meniu ceva mai complex ce ne-au dat nouă. Deoarece ăsta e meniul pentru turiști. Mă gândesc că meniul pentru ei e mai limitat. Știi ce e interesant? La fel, repet, sala asta de mese, cantina asta arată exact cum erau cantinele, frate, de mergeam în tabără. Bă, exact la fel. Uita mai sala așa foarte mare, curată, totul este extrem, extrem de bine pus la punct, extrem de organizat și sunt convins că și mâncarea este super bună, pentru că mi-aduc aminte atunci când mâncam în tabere, frate, mâncarea era bună. Nu era foarte variată, în sensul că trebuia să mănânci cam același lucru, fiecare trebuia să mănânci același lucru, dar extrem, extrem de variată. De variată, doamne, de gustoasă. Hai să vedem. Asta este o sală de sport.
Uite coșurile de basket. Coș de basket și aici. Alea cu CCCP acolo. Uitați cât de tare. Ce? Nu, școală, școală. Interesant. Bine, pana mea. Școală normală. E interesant așa să vezi un loc care a fost luat și totul s-a furat de pe aici. Deci absolut tot ceea ce lipsește a fost furat de marauders, de din ăștia care au venit să facă loot. Dacă știți, dacă vă jucați RPG, știți ce înseamnă loot, 100%. Ia uite-ți aici. Mamă! Asta este biblioteca. Cât de tare! Deci locul ăsta este visul oricărei persoane care e pasionată de fotografie. Și pentru vlog e foarte mișto, dar cred că e superb aici pentru fotografie. Să găsim, ia să vedem, găsim ceva cu gheba sau ceva de matematică. Uite, asta este în engleză, de exemplu. Carte în engleză. Asta este în ucrainiană. Ia uitați. Foarte interesant. Asta chiar că e ceva. Asta e laboratorul de fizică, frate. Mamă, cât de mișto poate să arate asta. E incredibil de ca lumea. Laboratorul de fizică, bă. Da, ca în orice bloc normal și de la noi, nu? Da. Deci aici suntem la parter. Și doar ce am intrat în apartamentul Ghiva. Da, asta este un apartament de 50 de metri pătrați. Da, mă, e un apartament normal de 50 de metri pătrați cu două camere. Sunt exact apartamentele pe care le găsești și în România, cred că în orice, da, în orice loc în care te duci. Dar te chinui, găsești unul exact în starea. Da, să cumperi sau să închiriezi. Și văd că aveți și balcon aici. Hai că mă risc eu, ceea ce am pus mâna pe o grămadă, dar e blocat. Poate cad astea peste noi. Da, interesant că au balcon la parter. Nu prea aveți balcon la parter în modul normal. Ce trebuie să știți? Faptul că în aceste apartamente de obicei dorm stalkerii. Stalkerii sunt exploratori ilegali. Bine, nu știu cât de ilegali acum. Bine, da, e ilegal. Dar sunt exploratori ăștia extremi, mișto, față de care am o admirație puternică. Și evident, unde să stea în clădirile aia super reci? Nu. Stau și în apartamente de genul ăsta. Care arată bine, este exact apartamentele de la noi. Ghena. Asta avem un elevator. Mamă, nu pot să vă arăt acolo în jos. Ia vino să vezi ceva aici. Ce ai găsit? Hai, fii atent aici. Liftul? Da, da, liftul. Uite aici, casa liftului, dacă n-ai grijă poți să cazi aici, frate, vezi? Da. Ia. Deci, să nu cădem. În caz că ne grăbim la un lift. Aha. Bun. Aici era panoul de electricitate. Și mai... Uite. Am să vezi la mai mult pe aici. Ne-a lăsat prea atins. Da, deci exact acum ne-am sit pe bloc. Faza este că ghidul ne-a spus să nu ne urcăm. Și știu de ce ne-a spus să ne urcăm, pentru că ne pot vedea gardienii, că suntem, avem vantage point-ul ăsta. Bine, eu sper să nu se rupă chestia asta cu noi. Vedeți în față reactorul numărul 4. Și uitați-vă și voi cât de aproape
cred că e maxim, nu știu, 2 km maxim de aici până acolo. Da, bine, era mai tare rooftop-ul de aer pentru că am venit exact la apusul soarelui. Dar și asta arată foarte bine. Exact din asta. Nu s-a prins. Deci s-au auzit niște pași, frate. S-au auzit zgomot în partea și Oleg s-a dus. Dar mie mi s-a părut acum că s-a auzit din spatele nostru. Suntem să vizităm unul dintre ultimele obiective și numai o fabrică. Peste noi. Cred că am intrat noi peste cineva. Da, și acum ne tirăm până nu... Da, deci era cineva acolo înăuntru. Oleg a văzut o persoană, el zice că poate era un alt turist. Nu se știe exact, dar am spus că nu e bine să riscăm, pentru că dacă ne prinde poliția, repet, bine poliția, paznici ăștia, dacă ne prind, nu pățin nimica pentru el nasol, că o să aibă o problemă foarte mare pe urmă mai departe cu, nu știu, cu licența, o să zică, a, frate, a intrat pe aici, nu mai voi să intri, că noi, nu de teoretic, practic, nu avem dreptul să intrăm în clădirile astea și... E riscul mare pentru ei. Deci are 25 de metri ăsta cu 5. Ăsta este ca un bazin semi-olimpic. Alea olimpice sunt de 50 de metri. Ăsta e semi-olimpic. Dar foarte adânc aici. Bine, se și făceau sărituri din partea aia. Arată foarte, foarte bine, îmi place. Cred că printre cele mai cool locuri pe care le-am văzut de aici, pentru că în principiu, după ce vezi primele 3-4 clădiri goale și explorezi, restul sunt la fel, more or less, în aceeași direcție. Dar asta... cool. Metrile din urmă am ajuns la piscină. S-a spus care? 5 metri pe 25 lățime, lungime. Asta se face la fiecare punct de control, de fiecare dată când ieși. Deci suntem ok, n-am încasat mai mult decât putem duce. Ca să vedem cât radiație am încasat, 0,006 microsievert de ăștia, nici nu știu cum să pun aici. Mili, uite, vezi. Deci și micro și mili. Și sunt de toate aici, că da? De 6 membre o să avem în plus. 6 membre o să avem în plus, iar în mod normal, pe zi pot să încasez maxim cât? Maxim 0,7, nu? Da, 0,007, dar la 0,007 în sus deja ai probleme de sănătate ușor, ușor. Da, deci noi suntem, okay, noi suntem super bine pentru 2 zile, a fost mega, mega ok. Deci nu, o să cred, nu cred că o să ne crească nimic în plus. Poate ne scad chestii, să avem mai puține în timp, cine știe. Marele moment. Casă. Suntem bine. So now guys, we have reached the end of our tour and I would like to take 1 minute to thank Oleg for this amazing experience. As you well know, I've been traveling non-stop for almost 5 years now and I could easily say that this was the best experience and he's the best guy and best guide. Okay. I ever met. I'm going to put, you have an Instagram or something? Sure. Okay, I'm going to put Oleg's Instagram because there are many people who ask me, they want to come to Kiev and they want to take these tours and you can contact them. Without any problem. Without any problem. It was a very, very, very nice experience. Again, thank you very much. Thanks for and, you. And yeah, you're doing an amazing job and hope things are going to, how do you say, to be better. And maybe I will change and go on to the Fukushima. Oh, yeah. Fukushima before. This would be interesting for well, you to I be. Well, I was there, but it's two different you've zones. You've been in Fukushima? Yeah. When?
in 2019. And why is it different from what point of view? Well, it's two different countries, two different traditions, and it's you feel that our zone, we understand that it will be this polluted place, it will be the Chernobyl zone in the next, not the next decades, it next centuries. In Japan, it's if to compare, they don't want to leave this zone like a zone, like, okay, it's polluted at all. From year by year, step by step, they clean this zone, they move from the red zone to the yellow, from the yellow to the green one, and they try to decontaminate it, because... So they're doing a much better job over there to decontaminate. Yeah, with decontamination, with everything, because they are really understand that they need to return it back, these territories, areas, back to the people. Mm-hmm. Here in Ukraine, we are like, okay, Chernobyl zone, let it be like more than 2,000 square kilometers. It doesn't matter. Keep it. Perfect. Yeah. Again, once again, thank you very much, man. You're welcome. Băi, deci da, cam asta a fost un dita mai vlogul de aici, de la Cernobâl. Dacă vreți să vedeți și vlogul pe care l-a făcut Montrei, o să-l aveți frumos aici în descriere. A fost o experiență de nota 10. Montrei, ultimele două cuvinte. Cum ți s-a părut pe total toată experiența și dacă ai recomanda-o? Foarte tare recomand și cu siguranță ne întoarcem, asta am zis. Da, avem un plan foarte tare pentru vara viitoare sau vara în care s-a putea veni aici, exact de unde am început. Ok, ia să... Stai că trebuie să dăm dozimetrele. Da, deci vrem să facem asta la un moment dat, când vom da frumos dozimetrele. Deci avem un plan pentru una dintre verile următoare. Aici am început video-ul, aici îl terminăm. Sper că v-a plăcut. Nu uitați că vă iubesc. La revedere!